Și partidul Platforma Demnitate și Adevăr a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru a se înregistra în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Mergem cu o echipă formată din oameni integri, oameni care pot oferi o nouă șansă acestei țări, a declarat astăzi președintele PPDA Andrei Năstase. Am făcut tot ce ne-a stat în putere ca lista pe care o avem astăzi să fie sprijinită de toate echipele noastre din teritoriu, să fie sprijinită de exponenți și reprezentanți ai altor forțe politice și civice din țară. Astfel că astăzi am depus lista celor 101 candidați pentru alegerile viitoare și pe această listă veți găsi oameni integri, oameni profesioniști, oameni care au demonstrat în timp că pot livra lucruri bune. Totuși, lista PPDA-ului rămâne deschisă pentru oricine o poate face și mai puternică în acest scrutin, a mai adăugat Năstase. Atâta timp cât ne permite legislația, lista noastră rămâne deschisă. Se cunoaște până cu 7 zile înainte de scrutin, lista poate fi modificată într-un fel și mai apoi într-o altă formulă. Iată de ce, în continuare, suntem deschiși pentru exponenții și altor partide pentru a întări și mai mult lista noastră, pe care o considerăm una destul de solidă. Amintim că până azi Comisia Electorală Centrală a înregistrat blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, Partidul Acasă Construim Europa Pace, Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic, blocul electoral Renato Usatăi, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Șor. Totodată, alte două partide care au depus actele la Comisia Electorală Centrală, Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda și Partidul Democrat, așteaptă să fie înregistrate oficial de către CEC în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din această vară. Astfel, Platforma Demnitate și Adevăr ar urma să ocupe poziția a noua în buletinul de vot.